Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți, de la cei mici până la cei mai de mult născuți, cum s-a zis odată. Am citat despre o carte sfântă care a lăsat-o Dumnezeu și scrie Biblia că a fost scrisă de oameni la inspirația Duhului Sfânt ca să ne fie de folos, să ne învețe, să ne mustre, să ne dea înțelepciune, să trăim în neprihănire. Deci cartea aceasta este singura carte scrisă de Dumnezeu. Toate cărțile din toate bibliotecile nu au valoare cât are cartea aceasta. A început fratele Mircea cu predici din Geneza. Ne-a arătat cum a fost creată lumea, cum a intrat păcatul lume și vreau să ne-a ieșit în evidență așa cum a intrat păcatul în lume. Dar vreau mai trebuie să spun că noi avem trei mari dușmani. În primul rând, eu-ul nostru. Noi suntem proprii noștri dușmani. Este surprinzător, dar asta scrie Biblia. Avem lumea înconjurătoare. Avem pe Satan. Noi suntem proprii noștri dușmani pentru că mâncăm ce nu trebuie, mâncăm mai mult decât trebuie, deci consumăm ceea ce nu ne permite organismul. Dulciuri, mâncăruri uți care permite grăsimi, alcool, bem, droguri, consumăm, fumăm, cu toate că doctorii ne spun că nu ai voie, că ești așa și așa, ca un ascult. Al doilea dușman e lumea înconjurătoare. Mediul în care trăim, anturajul în care suntem influențați, indiferent că ești copil, că ești matur, ești influențat. Biblia spune, Dumnezeu scrie pe Biblie și că cine nu trăiește după Biblie, este prietenia cu lumea, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă le spui la mulți, bă, tu ești vrăjmașul lui Dumnezeu, păi nu m-am certat cu Dumnezeu, eu nu sunt contra meu, cred în Dumnezeu cu tare. Da, dacă trăiești cum trăiește lumea, faci chefurile care face lumea și câte și mai câte faci cum și nu ești plăcut lui Dumnezeu. Normal că ești vrăjmașul lui Dumnezeu, scrie Dumnezeu, spune Dumnezeu, nu noi. Și al treilea dușmanul, care e cel mai puternic, este Satana. Am ascultat că cineva și-a dat doctoratul ca pastor, ca asta din teologie, pe lângă altele numele Satane. Și a găsit 150 de nume. În Biblie, în folclor, probabil nu din țara noastră și din alte țări. Și am luat și eu ce mi-au auzit aminte, așa vreo 20 ceva de nume. Satana este ispititorul, vrăjmașul, diavolul, ucigașul, înșelătorul, părâșul, acuzatorul, tatăl minciunii, îngerul întunericului, îngerul căzut, Satana, șarpele cei vechi, Lucifer, Balaur, fiara, Duhul cel rău și din folclor ce țin minte eu de la creangă, că avea mai multe, așa, Scăraoschi, Nichiduță, Neghiniță, Lucică, Toaca, Nichipercea, Necuratul și mai sunt multe pe care le știți noastră. Deci, în Biblie, păcatul, să știm de Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, cum a intrat păcatul în lume. Deci șarpele, a ispitit pe Eva, oare a zis Dumnezeu, oare așa a scris, oare așa v-a spus. Și i-a făcut în așa fel, i-a devenit, ca să ia din mărul, de pomul cunoașterii bine și al rău. N-a fost măr, a fost un pom al cunoașterii binelui și al răului. Și zice că femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă pofta sau mintea cuiva, a luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat bărbatului care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și după aceea s-au ascult. Când a întrebat Dumnezeu de ei. Deci sunt patru faze. Deci femeia a văzut. A intrat în ochi. Pofta ochilor, scrie Biblia. A poftit. A luat și după aceea s-a ascult. I-a fost rușine, că n-a ascultat pe Dumnezeu. În altă parte, în Iosua 7:21, când a zis Dumnezeu când a intrat în țara Canaan, distrugeți tot decât aurul, argintul, barama și tot ce de valoare, luați pentru vișteria Domnului, pentru casa Domnului. Acan n-a ascultat de ce i s-a spus de Domnul și a luat o haină de o manta frumoasă, deși de aia, o placă de aur într-o taie de 50 siti și 200 de siti de argint. Și l-au întrebat de ce? Și el a zis așa. Am văzut în pradă
o manta frumoasă de șiner, 200 de sichii de argint și o placă de aur, greutate de 50 de sichii. Le-am poftit, le-am luat și sunt ascunse în cort. Aceleași patru faze. În 2 Samuel 11, de la versetul 1, în continuare mai multe versete, David s-a urcat pe acoperișii casei, adică pe balcon cu arei, ca acoperișurile erau plate, ceilalți erau război și el se uită pe acolo și vede pe Batseba. Păi ce-a bat, dezbrăcat. A văzut-o, a poftit-o, a luat-o, după aia a scurs, să nu știe lumea că regele a păcătuit cu Batseba. Și mai sunt în Biblie Dina, fata lui Iacov, a fost văzută de Sihem, a poftit-o, a luat-o, a păcătuit. Deci astea sunt cele patru faze. Și vreau să spun că aceste dușmanii noștri sunt, se relevă de la Adam, Adam și Eva când au păcătuit. Deci a zis că e un nostru. Eva putea să nu păcătuiască pentru că îi spuse Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta. Dumnezeu a lasă omul liber să aleagă. Deci Dumnezeu putea să îngrădească pomul ăla, sau pomii vieții și binoșeam, să pună un gard, să băgi în pată sau știu, un gard în alt și n-ar vrea. Dar el a lăsat-o să aleagă, că nu e bine. Și Dumnezeu, Satana avea și că, oare? Vine cu întrebările astea, adică întrebări întrebătoare. Și a păcătuit, adică a cedat, eu lui n-a fost puternic, n-a fost ascultătoare. Al doilea dușman e lumea înconjurătoare, a intrat în discuție cu Satana. L-a crezut pe el. Deci anturajul ei putea să nu creadă. Putea... Deci și noi, și suntem slabi, avem și noi slăbiciunile noastre. Firea pământească, am ascultat un predicator și că nu îmbătrânește. Dar nu îmbătrânește, n-am înțeles. Dar și noi avem aceleași pofte ca și copii, adică pofte nu tinereții, dar pofte pentru dulciuri, pentru astea, nu putem să le stăpânim. Acum câteva zile, ascult un reportaj la televiziune, niște pensionari din Galați se trezesc până la 1-2 noaptea, se ia niște bilete pentru Revelion mai ieftine și au pierdut toată noaptea în frigul ăsta. Și la un reporter și-a întrebat, femei mai bătrâni și, mă rog, pensionari, 70 de ani, și bărbați, păi s-a meritat ca să vă treziți la ore de vreme așa și, păi și că pentru distracție se merită orice. Vă dați seama la vârsta lor cu gândul la distracție. Deci firea a rămas aceeași. Satana ne cunoaște bine pe noi. E ispititor, e înșelător, e amăgitor. Știe slăbiciunile noastre. Ne atacă acolo unde știe că suntem noi slabi. Ți-a plăcut băutura, îți place băutura, acolo te atacă. Orice nu e care e slab, el te atacă. De aceea mai mult am vrut să spun, pentru că avem, suntem bunici, suntem părinți, avem nepoți, avem copii, să fim atenți la ce se uită, la anturajul lor, la cu cine se întâlnești, că spune cu cine te întâlnești să spun cine ești. Să fim atenți, pentru că nu știm, noi nu cunoaștem tehnologia, ei suntem pe tabletă, pe telefoane, pe televizor, pe astea de mai moderne, nu mă pricep. Dar trebuie să-i supraveghem, să ne dăm seama că depinde cu cine, ei sunt foarte vulnerabili la vârsta lor, foarte ușor de amăgit. Și deci mai mult pentru treaba asta am zis, că vreau să zic mai mult treburile astea și mi-a venit rândul acum să... Biblia zice că toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Trebuie să alegem ceea ce ne e de folos și ne face bine. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu poate zidesc pentru sufletul nostru. Asta este pentru trup, asta e pentru suflet. Și sufletul nostru, suntem proprii noștri dușmani, pentru că suntem tulburați pe cată, suntem de multe ori nemulțumitori, suntem stresați, stresul e boala secolului. Deci trebuie să fim mulțumitori cu ce avem, să ne rugăm pentru alții, să nu ne băgăm în cercuri și la astea. Deci depinde de noi, de puterea noastră. Pentru toate acestea avem nevoie de rugăciune, de Domnul. Puterea nu e la noi, puterea la El. Zice Biblia, la mine este puterea și biruința, izbânda. Deci fără El noi suntem, cum zice Domnul Iisus, fără mine nu puteți să faceți nimic. Eu sunt vița, voi sunteți blădițele, sunteți legat de mine, când Duhul Sfânt. În Osioa 24, deci noi ne-am lăsat să alegem și noi trebuie să alegem. Și Osioa, când a intrat în Canaan, l-a spus în Osioa 24:5, ei au slujit, când au plecat, au avut alt Dumnezeu și în Egipt, și au cârtit și în
în privegia lor pe pustie și după ce au cucerit țara, la țara Canaanului, Iosua i-a zis: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine și casa mea, noi vom sluji Domnului. Deci el a luat-o treia să slujească Domnul. Depinde pe cine alegeți să slujim. Lor le-a promis când au ieșit în Egipt: dacă veți ascultă lor de poruncile mele, împliniți poruncile mele, iubiți legile mele și mă urmați, ne urmați, vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Nu au ajuns de 2 milioane, deci au fost 600 ceva de mii care purtau armele cu copii, cu femei, 2 milioane. N-au ajuns decât 2, Iosua și Caleb, pentru că ei au cârtit și au murit în pustie. Au intrat cei care s-au născut în pustie, au venit în țara Canaan. Nouă Domnul Iisus ne-a promis cerul. Nu vedem cerul decât cei care cred. Numai credința ne duce în cer. Asta avem dovezi în Sfânta Scriptură. Nu crezi, nu vezi cer. Asta e Sfânta Scriptură, e Biblia. Cam asta a fost ideile pentru noi, pentru întreia credinței noastre, să rămânem ancorați de Domnul, în rugăciune, în cuvânt. Este cuvântul scris și cuvântul întrupat. E Domnul Iisus Hristos. E apa vieții, e pâinea vieții și Biblia scrie mai mult. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să rămânem acolo de Domnul. Amin. Amin.